what you make it. Never fear that you're gonna break it. Primul concert a fost primăvara 2011 și la acest concert au fost 5 oameni. Concertul a fost făcut într-un studio la Dorian, un prieten cu care noi împreună am făcut toate aceste evenimente. Și noi am decis pur și simplu să facem așa un eveniment. Am decis cu vreo 8 ore înainte ca să se întâmple și evident că n-am folosit nici Facebook, nici postere. Pur și simplu vreau să facem un eveniment și am sunat pe niște prieteni, jumate din care au spus că au planuri și ce s-au ocupat și nu pot veni și au venit vreo 6 oameni, dar a fost foarte fain. Mai facem concerte la Albion, în diferite localuri în Chișinău, cu cât localul mai interesant. Evident că mi-ar place mai mult să facem concerte, dar nu peste tot se primește. Și mai încercăm să facem niște chestii noi, în gen de evenimente. Când am făcut primul open mic, încă și nu se făcea open mic-ul deloc. Și pe urmă am încercat să schimbăm demo, să nu mai facem open mic-uri, dar să facem niște discoteci cu muzică mai electronică, dar electronică nu în sensul de dubstep și în sensul la tot ce se întâmplă în Chișinău, ca clubuneac de asta cu ritm, același ritm de 5 minute. Creăm o atmosferă oricare la evenimente interesante. În primul rând, este dorința tu să fii la așa un eveniment. Și fiindcă în Chișinău nu se întâmplă nici așa un eveniment, clar, evident că lucrul care poți să-l faci e să-l faci singur. Și să-l faci singur și să te distrezi singur la evenimentul acela, desigur că mai vin și oameni care îți plac ție și îți oameni minunați, o faci și pentru prieteni și pentru tine. Adică nu o faci doar pentru alți oameni.